Mircea, cum te-ai gândit să treci la etapa următoare, să realizezi un film de la ce făceai tu? Cred că a fost un pas firesc, facem clipulețe pe internet de 8 ani de zile. Drept. Tani renunța ca să se audă. Da, să mai aproape. Hai de tu mai aproape. Este, după cum vedea, un interviu profesionist în care am apucat de film pentru că aveam foarte mulți oameni talentați, printre care și tanti Lenuța și toți actorii ăștia cu care suntem prezenți la Sibiu. Erau foarte mulți oameni care ne urmăreau și ne cereau în comentarii: vrem clipuri mai lungi de la voi, nu ne săturăm cu 3 minute. Și am făcut pasul, într-adevăr a fost un stretch, adică am ieșit puțin zona de confort, dar credem că am meritat și acum 2 ani am făcut această alegere să facem un film de ceva. Cum ți s-a schimbat viața de când a apărut filmul? Sincer să fiu, nu mi-am dat seama, pentru că de când s-a lansat filmul, de acum 2 săptămâni, suntem tot în turneu. Încercăm să ne întâlnim cu cât mai mulți oameni, să luăm feedback. Ne-am propus să parcurgem, că am parcurs până acum 15 orașe și cred că o să realizez în momentul în care să ajung săptămâna viitoare la Cluj. O să mă pun să stau în pat și atunci o să fie un moment, poate când sunt bă, am făcut un film care este îndrăgit de sute de mii de oameni. Ok, cum vi se pare lumea de aici din Sibiu? Bine, noi e clar că Sibiu e un oraș pe care noi îl iubim, am făcut și mai multe clipuri în Sibiu și de când am venit am mâncat niște mâncare bună, să zic, oameni primitori, considerăm că sunt oameni asemănători cu cei din Cluj. Și la sperăm că umple sala. Da, au același umor ca și noi și de asta ne bucurăm când vedem că foarte mulți oameni din Sibiu vin la cinema la film. Ce mesaj le-ați transmite ascultătorilor City FM Sibiu? Bă, când aveți chef de oră jumate, ca să vă bine dispuneți, să vă relaxați, haideți frumos la film, cu inima deschisă și vă promitem că o să vă plecați de la cinema cu o stare mai bună. Pace, liniște în suflet. Cu bucurie am venit și vrem să mergem tot cu bucurie de aici.